Arhiepiscopul Tomisului nu se lasă și răspunde purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Teodosie spune că biserica nu ar trebui să se implice în campania națională de vaccinare și susține că viața bolnavilor depinde de Dumnezeu, nu de munca doctorilor. Înalt preasfințitul Teodosie se declară surprins de declarațiile făcute de purtătorul de cuvânt al BOR și spune că Bănescu se cam încurcă în afirmații. Hristos este doctorul suprem, iar cel care comentează este un laic care nu poate înțelege ce trăiește un slujitor care are grijă de păstorii săi. Am citit ce a spus și m-am mirat. Mi-a fost student, dar vrând să dea răspunsuri de tot felul, se încurcă în ele. Întrebat dacă e nevoie de implicarea preoților în a-i convinge pe oameni să se vaccineze, după ce biserica a fost chemată să sprijine campania de vaccinare, Teodosie a făcut referire la Sfântul Vasile cel Mare și a spus că acesta nu a murit când a vrut medicul, ci când a vrut Dumnezeu. E treaba medicilor să se implice, noi nu ne amestecăm. Avem mulți medici și sunt medici care sunt împotrivă. Nu vorbim despre aceste adevăruri care nu sunt sigure. Mai mare protecție ca a lui Dumnezeu nu putem avea. Avem un exemplu din viața Sfântului Vasile cel Mare în care un medic iscusit îi spunea că e pe moarte. Nu a murit când a vrut medicul, ci când a vrut Dumnezeu.